Astăzi vom discuta despre soluții apoase. Să ne reamintim, soluția este amestecul omogen de două sau mai multe substanțe obținut în urma dizolvării. Dizolvarea este fenomenul fizic în urma căruia o substanță solidă, lichidă sau gazoasă se răspândește uniform printre particulele altei substanțe. Soluția este formată din două substanțe, și anume dizolvat, substanța care se dizolvă, și dizolvant sau solvent, substanța în care are loc dizolvare. După starea lor de agregare, soluțiile pot fi gazoase, lichide sau solide. Soluții apoase. Soluțiile în care dizolvantul este apa se numesc soluții apoase. Din moment ce apa este unul dintre cei mai buni solvenți și este foarte răspândită în natură, este folosită foarte des pentru prepararea soluțiilor. De aceea, aceste soluții au un rol foarte important în viața noastră cotidiană, precum și în existența plantelor și a animalelor. În viața de zi cu zi folosim o multitudine de soluții apoase. Soluțiile apoase pot fi folosite în agricultură pentru protejarea culturilor sau pot fi folosite în medicină pentru prepararea serului fiziologic sau a spiritului medicinal. De asemenea, soluțiile apoase sunt folosite și în alimentație, pentru prepararea limonadei, pentru prepararea saramurii pentru murături sau alte soluții pe care le folosim în bucătărie. Alte exemple de soluții apoase întâlnite în viața de zi cu zi, și anume băuturile răcoritoare, apa potabilă, ploaia, soluțiile acide, soluția de apă oxigenată. Există și soluții care nu sunt soluții apoase, adică solventul este altul decât apă, de exemplu uleiul vegetal, acetona, tetraclorat de carbon. Soluțiile obținute folosind acești solvenți nu sunt soluții apoase. Dacă o substanță formează sau nu o soluție apoasă depinde de solubilitatea acesteia. Solubilitatea este proprietatea unei substanțe de a se dizolva într-un anumit solvent. În funcție de solubilitatea în apă, substanțele se pot clasifica astfel. Substanțe solubile, cum ar fi sarea de bucătărie, zahărul, alcoolul sau soda caustică. Substanțe puțin sau parțial solubile, cum ar fi varul stins sau gipsul, și substanțe insolubile, cum ar fi calcarul, uleiul, cărbunele sau mercurul. Aplică ce ai învățat. Verifică și tu acasă solubilitatea unor substanțe. În 4 pahare diferite introduc cantități egale de apă. Apoi, în fiecare pahar, adaugă una dintre substanțele de mai jos. Agită. Notează apoi observațiile. În primul pahar introduc zahăr, în cel de-al doilea cretă, în cel de-al treilea ulei și în cel de-al patrulea sare de lămâie. Completează observațiile și trage concluziile. Mult succes!